Bine. Salut, bună seara. Bună. Salut. Bună. Da, suntem aici live preînregistrați. Să vorbim un pic despre procesul de lucru de la Fresh Start și despre procesul de lucru de la spectacolul Restul vieții noastre. O să fac o mică contextualizare a proiectului Fresh Start înainte și o să spun despre ce e vorba și ce urmărim în general proiectul ăsta. Anul trecut, în 2020, a fost a patra ediție Fresh Start și a fost și prima ediție în care eu am fost mentor alături de și în conferență colegul meu. Și a fost și prima dată când am lucrat mai aplicat pe metodele de device. Iar Fresh Start e o rezidență de creație pentru tineri absolvenți de la diferite specializări, de la facultățile vocaționale, actorie, regie, dramaturgie, scenografie, muzică, coreografie. Și da, aici avem, o să vă și prezint dacă vreți să vă prezint eu sau vreți să vă prezentați singuri. Cine sunteți și ce funcție ați avut? Mă prezint eu, zice Alin, acolo, dă din deget. Bine, păi eu o iau așa, de la stânga la dreapta, cum mi-apăreți mie aici pe ecran. Alin Neguțoiu, care a făcut parte de regie. Sabina Lazăr și Alexandra Budianu, care sunt în aceeași fereastră. Sabina, actriță, și Alexandra, scenografă. Răzvan Mîndruță, actor, Ioana Stama, actriță, Alex Condurat, muzică și, din păcate, Sabina Balan, care s-a ocupat de partea de dramaturgie, n-a putut să fie cu noi în seara asta să povestim despre cum a mers totul. O să sondăm un pic tot ce ați făcut voi și în spectacol, adică și cum ați ajuns la spectacol, dar mi-ar plăcea să povestim înainte și despre prima parte a rezidenței, despre ateliere și despre ce s-a întâmplat până ați ajuns să lucrați așa efectiv la spectacol, fiecare pe funcție. Și de ce zic fiecare pe funcție? Pentru că am mizat mult pe procesul ăsta colectiv de lucru în care toată lumea să facă de toate și abia ulterior să se împartă funcțiile pe care ați fost alese și aleși în proiectul ăsta. Eu am o întrebare așa pe care parcă simt că n-am consumat-o nici după rezidență și ea se contopește cu o altă întrebare, de fapt, și o să vreau să răspundeți pe rând, dacă vreți și dacă aveți chef. Cu ce așteptări ați venit în rezidență anul trecut? Și dacă și cum s-au concretizat așteptările astea? O să încep eu, dacă nu vă supărați. Acum am citit recenziile astea aplicate de la Fresh Start și pe cât de literar am încercat eu să fiu acolo și cât de încercând să găsesc cuvintele potrivite pentru a fi luat în această rezidență, au fost, de fapt, multe chestii pe care le-am menționat acolo și care s-au adeverit vis-a-vis de ce mă așteptam eu să întâmple. Faptul că, unul la mână, faptul că am luat contact cu o zonă de teatru pe care nu o descoperisem, pe care nu știam mare lucru, adică văzusem niște performance-uri, dar nu eram atât de în temă cu subiectul ca să pot să judec mai departe de ceea ce văd, să pot să înțeleg structura, să pot să mă gândesc puțin la procesul din spatele spectacolului, să pot să-mi imaginez cam cum au lucrat cu actorii, cum s-au raportat la procesul de lucru și cred că asta am dobândit prin rezidență. Cam am căpătat cumva un insight. Că eu mă simt acum la discuția asta ca și cum stăm acolo afară la bancă și suntem de acord unii cu alții în continuu. O să merg cumva pe ce a zis Răzvan, cu faptul că în aplicație, mi-am recitit și eu aplicația și am văzut foarte multe teme pe care spuneam că sunt interesată, de ele care unele au ajuns și unele n-au ajuns și mai bine poate că n-au ajuns pentru că am descoperit altceva.
foarte multe concepte pe care le-am pus în aplicație, despre care, de fapt, cred că nu știam foarte multe. Erau niște concepte pe care doar sunau poate bine, dar nu îmi dădeam seama exact despre ce înseamnă, dar voiam să ajung la rezidența asta. Dar faptul că am putut să dobândesc, cred că în perioada asta de stat acolo, niște clarificări a conceptelor, cred că e un plus. Și faptul că, într-adevăr, acum pot să aplic toate lucrurile pe care am învățat, chiar dacă nu fac teatru device, mi se pare un plus pentru mine ca actriță. Super. Eu nu mi-am recitit aplicația de la Fresh Start ca ceilalți doi colegi ai mei, dar totuși mi-aduc aminte primul gând pe care l-am și avut când am scris, de fapt, aplicația și când am și ajuns acolo. Voiam să joc și nu să joc în sensul de spectacol, voiam să mă joc, pentru că nu mă mai jucasem de mult, din păcate, din cauza vremurilor care au fost anul trecut și a contextului. Și cred că exact asta am făcut, nu numai eu, noi toți ca și echipă și mai ales în prima parte a procesului. După aia poate au început să devină lucrurile un pic mai serioase și nici măcar atunci serioase în sensul bun al cuvântului. Dar prima parte cred că exact asta am făcut, ne-am jucat toți și pentru mine a fost... am scris la un moment dat într-una dintre părerile pe care trebuie să le punem pe Facebook la un moment dat, am scris că pentru mine a fost ca o joacă cu mingea în fața blocului, cam tot procesul. Și încă îmi păstrez părerea. Altcineva? Da, o să zic eu. Eu nu pot să zic că am venit cu așteptări anume în rezidență, pentru că nu mai făcusem niciodată nici device, nici performance. Poate că unele tehnici au fost aplicate la proiecte sau spectacole care am lucrat, dar nu a fost niciodată declarat un spectacol device sau performance. Și fiind o zonă destul de mult de necunoscută pentru mine, am venit cumva ca o carte deschisă, fără o așteptare anume, am venit să văd ce se întâmplă și unde o să decurgă lucrurile. Și apropo de zona de concept de care ziceau colegii mei mai devreme, poate că nu e neapărat zona asta cu care am rămas, ci mai degrabă tehnicile pe care le-am folosit mai degrabă în exerciții, în prima parte a rezidenței. Eu, ca scenograf, n-am participat niciodată la exerciții de actorie, de coordonare, de atenție, de joc. Și a fost prima dată când am experimentat și a fost super nice. Eu vreau să mai fac asta. Când am început bine cu... N-am avut așteptări venind la Fresh Start, tocmai din cauză sau datorită faptului că era contextul care era și în mine era așa un soi de panică vis-a-vis de ce fac cu viața mea, adică căutam chestii de făcut și Fresh Start-ul a venit tocmai ca un nou început, așa, mai ales că am început să experimentez zona asta de mai mult și să o aprofundez, zona asta de muzică, de spectacol. Și, în general, așa, sunt o persoană care nu își prea pune, nu-mi fac speranțe dinainte, eu go with the flow și vedem din mers care e treaba. Dar vis-a-vis de procesul de lucru, a fost super benefic și subscriu la tot ce au zis colegii mei. Și da, discuția asta e exact ca discuția pe care o aveam la bancă. Eu, cea mai mare așteptare pe care am avut-o, a dispărut când am discutat noi prima oară, eu cu tine și cu Fero, la interviu, când eram pe lista scurtă, când practic m-am dezis de propunerea de spectacol pe care o scrisesem acolo și am zis, ok, fie, mă interesez mai tare să mă duc acolo să lucrez, mă interesez de tare să fac ce vreau eu să fac. Și
Na, cealaltă era că voiam să interacționez cu teatrul alternativ. Și asta țin minte că am scris și în aplicație și asta am și făcut. Adică am venit cu așteptare și a fost îndeplinită. Deci, mulțumesc! Da, acum, dacă tot ați intrat așa, că simt și eu că se activează nostalgie, vă văd și eu acum în curte, pe bancă și discuțiile pe care le tot aveam după exerciții, repetiții și alte chestii. Că sunt curioasă ce a rămas cu voi, adică dacă ar fi să puneți așa punctul pe ceva, ori ca metodă de lucru, ori ca gând, ori ca mod de abordare în ce ține de lucru în teatru în felul ăsta. Dacă e ceva ce a rămas foarte pregnant în voi de acolo. Sunt curioasă. Cred că exact elementul ăsta al cunoașterii vis-a-vis de oamenii cu care ajungi să lucrezi, pentru că după rezidență am mai făcut niște proiecte cu niște oameni pe care nu îi cunoșteam neapărat sau cu care nu lucrasem neapărat și atunci am simțit nevoia ca înainte să mă apuc de lucru și să începem să lucrăm și așa mai departe, să stăm un pic, să povestim un pic ca să ne facem o idee unul despre celălalt, despre universul propriu, despre zonele în care mergem. Coagularea asta a echipei e atât de importantă pentru proces și pentru lucru. Și la început, sigur că nu eram împărțiți pe roluri, dar mi s-a părut foarte important că de la un punct încolo fiecare să fie pe bucata lui, să-și îndeplinească rolul, pentru că și în chestia asta de device mi se pare că se poate face, dar până la un anumit punct, pentru că de la un moment încolo se poate instala foarte ușor house-ul. Și asta a fost foarte important, că le-am împărțit cumva și am zis de aici până aici lucrurile o să funcționeze așa, după care fiecare o să se ocupe de partea lui și sigur că mi se pare important să lucrez la fel și în teatru și nu văd cum ar putea să fie altfel. Adică cred că trebuie dus, sigur, până într-o etapă de cunoaștere și de acomodare. Stilul ăsta și de lucru. Exact cum am făcut noi. Eu cred că pot fi împrumutate, că eu cu asta am rămas după rezidență și m-am gândit ce pot să fur eu din lucrurile pe care le-am învățat și să le aduc în proiectele din care fac parte. Și țin minte că asta a fost și lucrul pe care l-am spus când am plecat de la Cluj. Sper să am puterea în viitor să fiu capabil, să fiu în poziția în care pot să introduc genul ăsta de raportare, genul ăsta de lucru. Indiferent că este dus până la capăt sau nu, indiferent de procentajul în care este aplicat, dar cred că sunt niște principii foarte, foarte bune. Disciplina pe care am avut-o, faptul că s-a deschis un cerc de comunicare real, modalitatea în care am generat content și în care am scris și după care cum am pus toate ideile alea pe flipchart și am încercat să găsim un subiect comun între toate, adică mi se pare un proces foarte ofertant pentru toți cei implicați și mai ales pentru mine ca actor, că am fost în poziția în care am generat și text și am scris și a fost ceva nou. Și mi se pare foarte important, în primul rând ca artist, nu ca actor, să iei contact cu fiecare zonă. Pentru că în momentul în care iei contact cu fiecare zonă, se creează un soi de efect bumerang și poți să te detașezi de poziția ta, să te vezi din exterior, după care iar să intri în interior, să vezi și cum e pe partea de dramaturgie, poate și ca coreografie, poate și ceva de regie discutat. Și atunci mi se pare asta că te completează ca artist și în momentul în care ai de face cu un alt proiect, poți să privești lucrurile nu doar dintr-o singură perspectivă. Eu am un lucru, adică am ceva foarte specific cumva din ce am luat și asta cred că am putut să o pun chiar în ultimul spectacol. Mi-e mult mai ușor să mă uit la public. Mi-e mult mai ușor să mă uit în ochii publicului, mi-e mult mai ușor să comunic cu ei.
Și asta tocmai din faptul că mi s-a permis să fac asta, mi s-a permis cumva să interacționez nu doar cu partenerii mei de scenă și să fac și din public un partener. Și atunci mi-a fost mult mai ușor în ultimul spectacol la care am lucrat să fac asta. Adică e ceva ce am luat de acolo, l-am pus aici, probabil o să mai dezvolt în continuare. Pe lângă puterea asta, de care spunea și Răzvan, cu să pot să introduc eu ca actor în munca mea zilnică la teatru, chiar dacă e teatru de stat sau teatru independent, ce am făcut acolo și să pot să influențez poate niște oameni, să-i ajut să comunicăm real înainte de spectacol sau de produsul final, știi? Dar da, asta cu publicul chiar e o lecție foarte bună pe care am primit-o la Cluj. Eu cred că am început să savurez mai mult procesul de lucru la un spectacol după experiența asta în care ne-am permis să ne cunoaștem și să luăm tot timpul ăsta din lume, să vorbim despre lucruri personale între noi. Și cred că a fost prima dată când m-am apropiat mai mult și de actor, dacă până de obicei eram obișnuită să discut tot ce era de discutat direct cu regizorul și să interacționez strictul necesar cu actorii. Și e foarte mișto să, într-adevăr, să apui să cunoști pe toată lumea din proces și să acorzi atenție egală tuturor celor care fac parte din proces. Da, și cred că asta cu savurarea procesului mai mult decât așteptarea unui produs finit. Cred că asta am dobândit cumva după rezidența asta. Cred că exact același lucru a rămas și cu mine. Plăcerea de a dezvolta constant și de a construi și de a pune tot felul de bucățele și în special de a ajunge în punctul ăla în care pot să mă uit din afară și să nu vine să cred cât de mult s-a schimbat și s-a transformat totul. Îmi aduc aminte de o seară în care ne chinuiam noi să găsim punctul comun între toate temele pe care le scrisesem pe flipchart-ul ăla și tu tot încercai să ne faci să ajungem la acel cuvânt pe care toți îl spuneam, dar în forme diferite, care era transformare. Și mi s-a părut și atunci și acum, în timp ce mi-aduceam aminte, mi se pare fascinant cum de la 300 de concepte diferite și de idei venite din 1000 de părți, am ajuns, de fapt, la un numitor comun care era acolo de la început. Și acum mă tot gândesc că am mai apucat să fac între timp un proiect unde tot așteptam punctul ăla în care o să pot să văd așa larg tot traseul ăsta, toată transformarea asta, pentru că din interior e destul de greu să o vezi, dar mi se pare că e un anumit punct în care reușești să devii puțin obiectiv și să vezi ce a fost la început și unde e acum și spre ce se duce, cumva. Tot procesul și toată construcția. Da, ce bine mi-ai ridicat-o, Ioana, la plasă. Mi se pare foarte mișto, pentru că, apropo de chestia asta, că încep să vezi procesul sau cum încep să încep lucrurile să capete sens. Și mă gândeam tot așa să vă întreb, apropo de, acum să trecem, de fapt, la construcția spectacolului, că de proces am tot vorbit. Cum a fost momentul ăla în care ați simțit că începe să se împlinească, de fapt, spectacolul, când există o direcție, că există revelația faptului că aveți un spectacol spre care vă îndreptați și e foarte clară miza asta. Sunt curioasă cum a fost momentul ăla când s-a făcut lumina, așa cumva, nu știu cum să-i zic. Și tu ai menționat un pic chestia asta, Ioana, de asta mi se pare foarte frumos că ai adus tu discuția în punctul ăla și la mine era tot gândul ăsta. Eu știu exact când. Eram în sală, toată lumea, habar n-aveam ce facem. N-aveam nici cea mai vagă idee ce facem. Alexandra venise cu niște schițe, ca poate ne făceam niște idei de acolo și Alex s-a uitat pe una dintre schițe și a zis: bă, dar cum ar fi să fie o roată?
pe care să punem toate astea. Și țin minte că am ridicat capul din pământ și m-am uitat la ce credeau ceilalți, că mie mi se părea tare, dar voiam să văd dacă doar mie. Și toată lumea avea aceeași față. Toată lumea se uita. Da. Asta era gândul, da. Și ăla, cel puțin pentru mine, ăla a fost momentul în care lucrurile au început să capete sens. Când ne-a salvat Alex Condurat spectacolul. Păi ne mă lovise panica. Adică în momentul în care am dat seama că încep să se miște lucrurile și în ultima săptămână, pentru mine s-a părut cea mai horror săptămână. Adică aia mi s-a părut că a fost foarte pe fugă și faptul că aveam această roată care cei care sunt acum în sală au văzut deja spectacolul. Deci au văzut ce a fost în seara asta. Ce tare că pot să-mi vorbesc așa. Mă, și mi-e așa. Așa. M-am luat panică. Adică, cumva, îmi doream să fie ceva stabilit, concret. Și în momentul în care la mine nu mai exista niciun punct care să meargă una cu alta, că de la scena aia nu plec la scena aia, că poate se întâmplă altceva, dar cum fac, hai, ce se întâmplă? A fost o panică, dar mi-a plăcut că m-am lăsat în această nebuloasă și acest hazard să văd cum reacționez viu, că să nu fie ceva prefabricat. Te-aș întreba pe tine, Petru, cum a fost, știu că a fost și primul tău an și dacă noi tot am vorbit despre cum a fost procesul pentru noi, participanți, pentru tine cum a fost să lucrezi cu niște tineri artiști, să le inspiri valorile teatrului devised și performance. Bine, asta e și pentru mine și pentru Fero. Bine, la mine e primul an, la Fero era deja al patrulea. Da. Dar o să vorbesc în numele meu și cred că parțial și numele lui Fero. O să fac această paranteză pentru că mi se pare așa de frumos și eu mă bucur tare mult că avem discuția asta azi. Azi când a fost prima întâlnire cu generația de anul ăsta de Fresh Start. Adică astăzi m-am întâlnit cu ei și acum seara am discuția cu voi și așa un reminder a lucrului și a motivelor pentru care fac chestia asta. Și fiind și cu Fero astăzi și discutând cu ei, așa mi-au revenit multe gânduri în minte și legate de voi. Și gândul pe care îl zic tot timpul și când mă întreabă cineva, dar ce e asta cu Fresh Start, ce e rezidența asta, ce înseamnă, ce faci tu? Adică e foarte confuz pentru mulți oameni ce se întâmplă aici. Și eu tot timpul zic că e o chestie care pe mine mă bucură foarte mult și care mi oferă foarte multă satisfacție. E probabil munca cea mai satisfăcătoare pentru mine. Faptul că pot să lucrez în felul ăsta cu niște oameni, fără să mă pun pe piciorul ăsta, adică mie nu-mi place cuvântul mentor și mă feresc de el și m-am ferit de el și când am povestit cu voi prima dată, dar trebuie să-l folosesc ca atare ca să fie mai clar ce se întâmplă. Dar e efectiv munca asta așa de cunoaștere și de a vedea oameni care încet ajung să se întâlnească și să-și descopere punctele astea în comun și să facă un spectacol până la urmă și din asta. Iar, da, pentru mine e o reamintire constantă de ce îmi place teatru și îmi place pentru că există întâlnirea asta între oameni, adică asta e fundamentală pentru mine. Și doi, asta le-am zis și astăzi celor de noi Fresh Starter, pe care să-i cunoașteți și voi când veniți. Că eu nu mă plictisesc niciodată în procesele astea de lucru și în repetiții. Nu, rar mi se întâmplă să mă plictisesc la repetiții. Cum găsim totuși ordine în non-structură? Pentru că nu cred că se poate, adică cred că e foarte rar și cred că în echipe foarte bine coagulate poate să funcționeze un proces de lucru non-ierarhic, dar într-un proces de lucru cu oameni pe care nu-i cunoști atât de bine și într-o echipă în care nu ești atât de bine coagulat, eu mă întreb cum reușim să nu fim autoritari, dar totuși să existe structură. Spune tu, Petru, spune tu. Nu, zi tu și după aia completez și eu, că mi se pare mai mișto să... Dar cred că, Alin, ți-ai răspuns la întrebare, că ai spus în cazul în care echipa nu este atât de bine coagulată. Sau, dar mi se pare că procesul ăsta pe care l-am avut noi tot se poate face până într-un anumit punct. Tocmai pentru a coagula echipa și pentru a crea un spațiu comun.
și un spațiu de comunicare și un ritual în sine, după care cred că trebuie urmată structura clasică cu care suntem întâlniți cu toții, cu care ne-am întâlnit cu toții. Păi da, dar eu mă întreb cum fac să nu... deci n-am luxul de a coagula o echipă, n-am o lună de workshop-uri ca mai apoi să mai am încă o lună de lucru la un spectacol. Și cum fac să nu fac lucrurile de care mă dezic în procese de lucru pe o structură convențională, de care cu toții, cel puțin din colo ăsta, ne dezicem, cel puțin în proporție de 80%, suntem toți de acord că nu sunt funcționale. Cum fac când mă duc și am o lună să repet cu niște străini, să și ajung la o căutare și, reală, și nici să nu fiu un om rău. Dar tu vorbești, uite, asta mi se pare foarte interesant ce zici tu, Alin, pentru că tu clar vorbești din poziția de regizor. Și n-ai cum să faci altfel. Mi se pare foarte justă poziționarea ta și mi se pare foarte justă și întrebarea ta. Și o să zic odată, există regulile, alea pe care le-am făcut împreună cu grupul, pe care tu le-ai văzut la un moment dat când ai venit în a doua lună și te-ai întrebat ce salea. Unele ți se păreau pertinente, altele te blocau un pic sau nu mai știu cum te-ai exprimat tu. Dar e mișto să poți să setezi un tip de reguli, ale colectivului mai degrabă. Da, mă gândeam așa, dacă aveți un gând pentru... și pentru generația asta de anul ăsta de fresh start, respectiv pentru orice oameni care ar trebui să aplice la fresh start. Adică mă gândesc așa cum, ce le-ați zice sau cum le-ați zice dacă ar fi să fie parte dintr-un proiect de genul ăsta. Mi se părea că rezidența fix asta vrea să facă, să aducă oameni de la mai multe școli cu instrumente diferite, poate cu experiențe diferite, cu raportări diferite la teatru, și să se pună într-un cadru în care se întâlnească și să poată să construiască ceva împreună. Și nu, eu, unul în facultate, nu prea am fost pus în situația în care să fiu atât de în controlul creației artistice. Adică, de multe ori, da, m-am simțit un executant, am simțit că trebuie să dau tonul ăla, replica așa, să îndeplinesc regia ca la carte, și atunci eu mă întrebam, dar aportul meu artistic în treaba asta unde mai este? Și a venit, bineînțeles, experiența de la Reactor, care mi-a spus că poate să existe și că depinde de mine. Și pe lângă chestiile pe care le-am învățat vis-a-vis de proces, pentru mine a fost o mare deschidere spre a mă interesa mai departe de zona asta independentă și ce anume trebuie să fac pentru a-mi crea eu singur, împreună cu echipă, oportunități de exprimare artistică. Fie că e vorba administrativ, fie că e vorba artistic. Da, nu e musa, eu nu vreau să pun presiune. Dacă vreți, ziceți trei vorbe, dacă ziceți ce vreți. Eu cred foarte tare în competiție. Îmi pare rău, Petru, nu trebuie să zic asta. Eu cred foarte tare în competiție și știu că dăunează, mai ales în meserii vocaționale, dar tot în continuare cred în competiție și cred că cât mai mulți oameni ar trebui să aplice la fresh, pentru că se creează acest spirit de competiție și se ajunge la niște rezultate foarte bune din toate punctele de vedere, și artistice și umane, și poate se trezesc la un moment dat în câțiva ani alte teatre că o să zică, bă, pleacă toți absolvenții la Cluj vara, se aplică sute de oameni acolo, hai să facem și noi o rezidență și o să fie mai multe locații din România, nu doar Reactorul, care are singurele două rezidențe artistice de teatru din fucking România. Unu, și mai cred foarte tare în căutări și au fost foarte puține lucruri care de când am terminat facultatea mi-au dat încrederea că eu nu sunt... complet pe lângă, pentru că în, așa cum zice și Răzvan, și la regie în UNATC suntem învățați că există o rețetă și că nu poți să te abați de la rețeta respectivă. Și eu m-am abătut foarte mult de la rețeta respectivă și când eram în facultate și totuși funcționa, dar profesorii ziceau că nu funcționează. Adică ai mei nu, ai mei au fost super, dar profesorii din jur, mă rog. Dacă sunteți în sală, vă iubesc.
Și unul dintre puținele momente în care eu nu m-am simțit deloc de parcă n-am ce căuta a fost la Fresh. Da, păi, nu știu, rezidența de la Fresh e un soi de, nu vreau să zic cum ar trebui să fie, ci cum ar putea să fie teatrul. Și nu doar din perspectiva tehnicilor, ci din perspectiva atmosferei de lucru și a cum să zic eu, conduite astea sănătoase pe care oamenii o au. Nu mă simt neapărat în măsură să dau sfaturi, dar dacă ar fi o chestie pe care aș vrea să o știe sau să o aibă măcar un pic în vedere actuala generație de fresh, ar fi să aibă de la început foarte multe agende. Foarte multe agende. Să noteze tot. Tot ce se poate. Nu știu, pentru mine acum când mă uit în agendă și găsesc gânduri super random scrise, cuvinte care doar îmi veneau în cap sau cifre, de multe ori nici măcar nu mai știu ce e cu ele și le dau cu totul și cu totul alt sens și îmi imaginez eu sau încerc să-mi creez niște amintiri în legătură cu ce se întâmpla în momentul când am scris chestiile alea, dar mi se par super valoroase. Chiar am ajuns să țin super, super mult la agendele alea. Am scris una jumate, dar pentru că am făcut prostia să nu scriu tot. Și mi-ar plăcea să, adică dacă aș retrăi experiența asta, mi-ar plăcea să notez mult mai multe chestii, pentru că pentru mine cel puțin e singurul fel în care pot să garantez că o să-mi aduc aminte. Fetele, la mine sunteți în colțul dreapta, mă uit către voi. Da, eu mă uitam acum, am dat search pe Facebook să văd lista cu oamenii care au luat anul ăsta, pe câțiva știu, pe câțiva nu știu. Dacă sunteți acolo, înseamnă că aveți ceva de spus și că e bine că sunteți acolo și cred că o să fie experiență. Pentru cei care o să aplice, cred că, nu știu, e un mediu foarte safe. E un mediu safe, e un mediu în care nu cred că te trădezi. Mi se pare că e un mediu în care poți să fii creator, nu executant, e un mediu în care îți permite să faci lucruri, îți permite să greșești, e un mediu în care, din care poți să-ți iei pentru viitor foarte multe lucruri și poți să mergi în cu mai multe direcții decât cred că încă realizez eu în momentul ăsta. Ce cred că e foarte mișto e că e foarte personal și subiectiv tot procesul ăsta de la Fresh. Și cred că ăsta e plusul pe care îl aduce pe lângă un proces de teatru dramatic, clasic, obișnuiți în școală și prin teatrele de stat. Cred că ăsta e partea mișto, că e, pornește de la acest eu individual și se extinde către un eu comun. Reactor, connecting people. Bine, păi nu știu, eu cam atât am avut pe astăzi, doar dacă vreți să mai adăugați voi lucruri sau să mai întrebați lucruri sau să faceți niște concluzii, apar n-am, eu sunt foarte nepricepută la concluzii, de exemplu. Hai, n-ai mingea, stai la poartă.